dimineața. Neața e aproape 7 ceasul, iar eu am venit în dormitor ca să termin de editat pentru ca seara. N-am mai putut, n-am mai vrut, n-am mai avut chef și l-am oprit. Și am zis că voi fac dimineața asta. Și am pus ceasul la 7, deși m-a trezit mai devreme. Am zis, băi, să fiu sigură că nu mai aveam cât 10 minute mai aveam de editat. O să editez asta repede, să trezi și el. Și să o pun pe uliță. Că ieri dimineață și-a făcut dorma la uliță. Somn. Nu, de fapt nu mi-e somn, nu știu ce. Astăzi, acum dimineață, după ce mâncăm, o să facem și noi baie, să fac și lui ăla, să fac și eu la cap, la astea, că eu nu mai pot să ies așa pe stradă. Și să vină mamaia, după care o să cam plec. Dar mă pun pe editat acum și vorbim mai târziu. Am terminat cu 10 minute înainte de ora 8. Și am adus copilul să mănânce, că a zis că vrea cu lapte și mi-am pus și eu tot cu lapte. Să mănânc. Nu, da, s-ar fi stricat laptele la... Aveam zuzul, data trecută așa am pățit. S-a stricat aproape tot, că am folosit odată și după aia n-am mai... Nu o să mai o să folosesc tot ăsta vegetal, că îmi place mai mult. El s-a tot dus să zâmbească. Hai, mami, papă, tu. După ce popo, mergem să facem și noi baie. Da? Mergem să facem băiță. Ba da, mami, mergem să facem băiță, să ne schimbăm și noi. Băi, cum nu? Aseară n-am mai reușit, că am, băi, mi s-a făcut târziu și n-am culcat direct. Nici eu n-am mai făcut baie, nici eu. Nu? Da, știu, nu. Bine. Și tu ciocolata. Mănânc și eu ciocolata, mulțumesc. I-am dat și eu lui la două fursecuri. Acum trebuie să bag aspirator. I-am făcut baie decât ei. Și aștept să vină mami, să stea cu ea și după aia mă să-mi fac și eu și eu baie. Până atunci se pare că am puțină treabă. Mami, vrei să faci ceva la Oliță? Nu? Oliță o să o duc în baie, că n-am avut succes astăzi cu ea. Și încercăm peste vreo 2 ore. Mami, ia să vedem, ești drăguță. Își pune toate chestiile posibile și imposibile acum pe ea. Și chestiile astea să nu le ține ca brățări, adică să joace cu ele, nu. Da, sau un păi lega, mami, dacă ai multe. Ai multe? Eu să pun pățar. Să pun brățara? Mulțumesc. Pus mie. Mulțumesc. Suficient, mulțumesc. Unde sunt papucii? Nu știu. Dar de ce aveai papuci și nu știu eu? Păi, mami, nu aveai papuci. Mami, dar astea nu sunt brățări. Nu sunt brățări, da. Am uscat-o cu peria rotativă, așa, o usuc de, mă rog, de când era mică. Și când e vreme mai rece, pun ăla așa un pic să... Nu i-usuc părul de tot, de tot, dar puțin acolo se absorbă. Hei, tu! Ce? Ești drăguță? Ești frumoasă? Fătuleț.
Ia spune, ești minunată? Arăți, da, arăți. Un fluturaș. Se iubește rău, fata mea. Ce faci cu ăla? Mergi în baston? Va. Mă duc să strâng la bucătărie și să aduc aspiratorul să dau și aici. Deci nu mi-ai dau furse curte astea, că ea tot ce face este să adune stafidele. Mai am. Că am zis, îi dau așa în fiecare zi și dacă a făcut mama prăjiturica aia, n-am mai... Nu i-am mai dat. Rochile mele au rămas aici de seară. Am zis să le pun pe umeră, să le scot alea. N-am mai făcut. Astăzi că mai citesc și eu un pic. Am citit Slana până la pagina 73. Adică mai am suficient. Dar este, mă rog, nu aș putea spune total diferit, dar Robin Hood is a criminal. Adică omoară oamenii ăștia aici așa ca pe... Unde sunt papucii? Nu știu. Și nu m-am uitat aseară la Robin Hood de la din 2018, că nu mai aveam energie pentru absolut nimic. A, deci ăștia vrea să-și facă papuci. Este ingenioasă rău, fata mea. Eram curioasă cum, dacă îmi vine și mie rochia asta. Și îmi vine, chiar îmi vine. Și cum arată și așa. Da. Asta n-aia că am zis dezbrăcat, zic să mă duc să-mi fac baie. Și chiar vine bine, mă rog, eu vă arătam aici, dar nu filmam. Că este fix până jos. Până jos. Și îmi vine, pac. Da, mamă! Ce s-a întâmplat? Te-ai speriat? Te-a speriat că i-a sunat telefonul lui tata? Da, mami, te-ai speriat. Îmi pare rău că te-ai speriat. Da. Good. Mă duc să fac baie. I-am făcut baie, mi-am uscat părul, m-am semi-machiat așa un pic. Și acum mă mai aștept, mai am cred că vreo, nu știu, 25 de minute până plec, că mă întâlnesc cu tata la 1 la circa financiară, așa că am zis să citesc și eu, poate reușesc să citesc un capitol până plec. Mama nu mai poate de frig și a luat geaca pe ea. Deci răceala asta este foarte, 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 foarte nasoală. Nu știu ce să... Habar n-am... Nu știu. Cum să o ajut? Doar să nu ne ia și pe noi. Iar era să vorbesc fără să dau drumul la cameră, Doamne. Acum plec. Deși cred că o să ajung fix la 1. Acolo. Dar am mai stat un pic de vorbă, el a vrea să meargă cu mine, am fost să duc noi și... Acum să fug, gen. Dar vreau să zic că atunci când am ieșit afară, pur și simplu am simțit mirosul de iarnă. Da, și de cartofi prăjiți, dar de iarnă mai mult. E aproape 7 ceasul, seara, da. Și
Și noi de-abia acum ne întoarcem acasă. Cred că în jumătate de oră cam așa ajungem. Deși am plecat de o oră aproape de acolo, din Pipera. Pipera? Pipera da, era? Aici e bine, da. Nasol. Ideea e că am stat și mult acolo. Eu când am plecat de acasă, am zis că o să stau ceva două ore, mă gândeam că gata așa și ne întoarcem acasă. Dar am stat 4 ore. Am stat 4 ore și... pentru că am ajuns acolo și nu mai se dădeau bonuri de ordine. Se epuizaseră cum ar veni pe ziua respectivă. Dar a zis că o să mai suplimenteze. Și am stat vreo 40 de minute și am așteptat să suplimenteze bonurile alea. Păi, și am scăpat așa pentru că m-am făcut mică pe acolo și m-am băgat ușor prin față, pentru că oricum erau vreo 30 de persoane care așteptau acolo. Și a fost... După care dă-i și așteaptă și așteaptă și așteaptă. Și mai venea către cineva și zicea: a, da, actul ăla l-aveți? Și noi nu-l aveam. Și ziceam: dar ne trebuie și ăla? A, păi da, mie mi-a trebuit. Și dă-i panică. Dacă ce facem? Ne. Până la urmă tot n-a fost ceva ok. Dar se duce tata marți și să rezolvă o dată pentru totdeauna și treburile acestea. Am ajuns acasă și este 7:30. Nu mai pot. În primul rând, am înghețat. Deci am văzut atât un pită. Dar nu m-am gândit, deci pur și simplu nu m-am uitat câte grave sunt astăzi. Și am înghețat rău de tot. Acum cel puțin, de unde ne-a lăsat mașina și până la scară, am zis că mor. Da. Și acum să mâncăm. Și aici avem niște ciorbă, am mâncat ăla de aici. Mămăliguță, usturoi, ceva, carne, coaste, mamă, cum arată, nu mai pot. Ideea e că o să mi se facă rău. Da, mămica! Mami, uite aici, mami, sunt! Mami, s-a întors! Mami, s-a întors! Sunt supărată cu mami. Ești supărată cu mine? Iubirea vieții mele. Uf. Te iubesc, mămica. Te-ai jucat cu iepuraș? Și e pufoasă. Oh, mami, bravo. Hai, pupă-i și tu. Să pup și eu? Gata, a pupățit, mami, gata. Nu mai pot. De oboseală sunt. Iar eu ziceam că jucăm Remi, că nu știu sincer dacă joc sau nu, habar n-am, momentan mă simt foarte obosită. Aș vrea să mă întind și să mă culc. Dar în același timp știu că nu am cum să fac chestia asta. Și că trebuie să editez acum. Pentru că mama o să doarmă cu el aici. Ce vreau să vă spun este că mi-a intrat frigonoase. Vreau să-mi fac un ceai acum ceva, că nu... Mi-este super frică să nu răcesc. Deci nu pot să cred că nu m-am uitat, nu m-am gândit. Deci am plecat cu plovărașul ăsta. Așa, și cu vesta. Acum am intrat în casă, încă nu-ți iau dinții în gură. Nu mai puteam. Mami! Da, mami. Hai, la verișor, mami! La verișor! Hai, la verișor! Să mergem la televizor? Mami are puțină treabă aici, iubita mea. Să scriu, da. Hai, încerc. Să încerc? Încerc pixul ăsta? Nu am mâncat chiar atât de mult, am mâncat 2 bucăți de carne și mămăligă. Dar mi-am luat și un porumb aici lângă mine.
Într-adevăr, ziua de astăzi n-a fost ceea ce mă așteptam. Mami, uite, nu așa, că uite, dai și pe aici. Te rog, decât pe hârtiuță. Decât pe hârtiuță. Ține pixul de aici. Așa. Și scrie. Ok. Da. Îmi pare rău că n-am filmat astăzi, adică na, era ultima zi din vlogtober și aș vrea să fie mai drăguță de atât încât eu nu... în care eu nu am fost pe acasă și nici n-am ce să filmez acolo, că n-am... pur și simplu am stat și am așteptat. Uite, se vezi culoarele. Da, scrie cu pixul pe bun. Destinează culoarele. Vreau să nu să mă demachez și... s-ar putea să mă înjure tata. Deschide cutia. Și toate chestiile astea s-au întâmplat pentru că tata și-a schimbat mașina și trebuia să o matriculez. Și de asta trăi și umblă și... trebuia să fac asta pentru că eu am tot insistat. Pentru că avea un jaf, un Cielo, vechi, săracu, și repara aproape zilnic la el. Și când a fost la țară, am cam rămas așa și nu mai pornea și am zis, aia mă, tată, pe ce faci asta cu copilul aici? Și cu copilul opet? Da. Cu vânătul. Oh, dar nu mă așteptam, pur și nu mă așteptam nimeni să stau 4 ore și ceva acolo. Și asta că am sărit vreo 15 persoane, că m-am băgat în față. M-am făcut așa mică, 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 puc, și am pus degetul acolo. N-a fost frumos, dar mă bucur că am făcut-o. Mă bucur că am făcut-o. Ce vreau să vă zic e că aveam numărul 394. De ordine. Și l-am băgat în dosarul cu... acte, pun sacoșa la tata și stăteam liniștiți și ziceam 396. Mai aveam, am ajuns la 389 și atunci am scos și eu la zi, bă, să l-am pregătit. Și am văzut că era 394. Cum ar fi fost să stăm acolo, să treacă 394 și la 396 să ne trezim că, avem 394. S-a murdărit chironul. S-a murdărit chironul. Să-l speli? Te duci să-l speli? Oh, mă duc să pol aici. Mami, bine, dar... cred că mamă... nu vrei să ne luăm la revedere? Vrei să zici și tu papa? Mă dau aici. Tu stai acolo? Zi, mămica, hai să ne luăm și noi la revedere, să le spunem la fete o zi frumoasă. Dăm și pupici. Eluța, dăm și pupici, mami. O zi frumoasă. O zi frumoasă și ne vedem sâmbătă.